Sistemele medicale din întreaga lume au clacat, avertizează managerul Institutului Matei Balș, Adrian Străinu Cercel. Medicul susține că pandemia va dura încă 2 ani, iar soluția pentru a face față crizei sanitare este reformarea întregului sistem medical. Ar trebui să ne unim în această problemă, pentru că pandemia ne învață să ne unim. Toate aceste discursuri care sunt, ca să spun așa, dezbinatoare, nu și-au rostul în acest moment. Înțelegeți-ne că trecem printr-o muncă de 24 din 24 din februarie și până acum. Nu ne-a scutit nimeni, nu ne-a dat nimeni nicio zi de concediu, nu ne-a făcut nimeni ceva special pentru noi, cei din sistemul sanitar, cei care stăm de dimineață și până seara acolo. Este foarte corect că să ne gândim să avem un alt tip de sistem sanitar. Toate sistemele sanitare din lume au clacat, ca să le fie foarte clar în acest moment. Nu e nimeni mai deștept decât celălalt, nu e nimeni mai prost decât celălalt, toți suntem aceeași mare problemă. O pandemie, este pandemia acestui secol și este pandemia pe care o replicăm după pandemia de gripă spaniolă din 1918-1920. Încă 2 ani de zile, din păcate, de aici încolo, va trebui să facem față și să trecem cu bine, dacă, ce să vezi, suntem uniți.